Faptele Apostolilor, capitolul 16. Pavel a ajuns în Derbe și în Listra. Acolo era un ucenic pe nume Timotei, fiul unei evreice credincioase, iar tatăl său era grec. Frații din Listra și din Iconia dădeau o mărturie bună despre el. Pavel a dorit ca Timotei să vină cu el și l-a luat și l-a circumcis din cauza iudeilor care locuiau în locurile acelea și care știau cu toții că tatăl său era grec. Pe când călătoreau prin cetăți, ei transmiteau fraților să păzească hotărârile apostolilor și ale prezbiterilor din Ierusalim. Astfel, bisericile se întăreau în credință și creșteau la număr în fiecare zi. Au trecut de regiunea Frigiei și Galatiei, fiind opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în provincia Asiei. Au sosit la hotarele Misiei și au încercat să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Trecând și de Misia, s-au coborât la Troas. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un macedonean stătea în picioare și îl ruga: "Treci în Macedonia și ajută-ne!" "Dacă m-ați socotit credincioasă Domnului și ați venit în casa mea, vă rog să rămâneți." Și ne-a făcut să rămânem. S-a întâmplat însă că, pe când mergeam noi la rugăciune, ne-a ieșit înainte o sclavă posedată de duhul lui Piton, care ghicea și aducea mult câștig stăpânilor ei. Ea se ținea după Pavel și după noi și striga: "Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt! Ei vă vestesc calea mântuirii!" Și a făcut așa timp de multe zile. Atunci Pavel, supărat, s-a întors și a zis Duhului: "În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, ieși din ea!" Și a ieșit chiar în clipa aceea. Când au văzut stăpânii ei că s-a dus izvorul lor de câștig, i-au prins pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață la conducătorii cetății și, punându-i înaintea judecătorilor, au zis: "Oamenii aceștia, care sunt iudei, ne tulbură cetatea și ne vestesc obiceiuri pe care noi, romanii, nu se cuvine nici să le primim, nici să le facem." Mulțimea s-a dezlănțuit împotriva lor, iar judecătorii au poruncit să li se rupă hainele și să fie bătuți cu nuiele. După ce au fost bătuți aspru, i-au aruncat în temniță și au poruncit temnicerului să-i păzească cu strășnicie. După o astfel de poruncă, el i-a luat și i-a aruncat în fundul temniței și le-a pus picioarele în butuci. La miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și îi cântau laude lui Dumnezeu, iar ceilalți întemnițați îi ascultau. Deodată s-a făcut un cutremur, atât de puternic încât s-au zguduit temeliile temniței și într-o clipă s-au deschis toate ușile și s-au desfăcut toate lanțurile. Temnicerul s-a trezit din somn și, când a văzut că ușile temniței sunt deschise, a scos sabia și a vrut să-și pună capăt zilelor, crezând că prizonierii au fugit. Dar Pavel a strigat cu putere și i-a zis: "Nu-ți face niciun rău, căci suntem toți aici." El a cerut o lumină și s-a repezit înăuntru și, tremurând, a căzut la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Apoi i-a scos afară și le-a zis: "Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?" Ei i-au răspuns: "Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta."
și i-au vestit cuvântul Domnului și lui și tuturor celor care erau în casa lui. El i-a luat chiar în clipa aceea, noaptea, și le-a spălat rănile și s-a botezat imediat și el și toți ai lui. Apoi i-a dus în casă, a pus masa și s-a bucurat cu toată familia și slujitorii săi, căci crezuse în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, judecătorii au trimis lictorii cu porunca: eliberează-i pe oamenii aceia. Temnicerul a spus vorbele lor lui Pavel: judecătorii au trimis poruncă să fiți eliberați. Ieșiți acum și mergeți în pace. Pavel însă le-a răspuns: ei ne-au bătut în public, fără judecată, pe noi care suntem romani. Ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns? Nu se poate așa, să vină chiar ei să ne conducă afară. Lictorii au spus judecătorilor aceste cuvinte. Când au auzit că Pavel și Sila sunt cetățeni romani, ei s-au dus și i-au rugat și i-au condus afară, cerându-le să plece din cetate. Când au ieșit din închisoare, Pavel și Sila au mers în casa Lidiei, unde i-au întâlnit pe frați și, după ce i-au încurajat, au plecat.